Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava organizează și în acest an concursul Student pentru o zi, întrecere rezervată viitorilor studenți, respectiv elevilor care în prezent studiază în clasele a 11-a și a 12-a de liceu, și la această ediție a întrecerii fiind invitați să participe reprezentanții ai unităților de învățământ liceal din regiunea Nord-Est, interesul tinerilor romașcani dovedindu-se de această dată unul foarte mare. În afara unei rampe oportune de verificare a pregătirii școlare, participanții la acest concurs sunt atrași de premii în valoare totală de peste 25.000 de lei, precum și de 42 de certificate de agrementare care oferă posibilitatea câștigătorilor de a fi studenți ai Universității Ștefan cel Mare pe locuri fără taxă. Noi anul trecut ne-am întors victorioși cu premii aproape la toate obiectele și anul acesta elevii s-au înscris cu aceeași speranță că vor veni cu lauri de acolo. Pentru clasa 12-a vom avea elevi care vor participa la un concurs scris tip grilă și cu întrebări asemănătoare bacalaureatului. Iată că este până la urmă și pentru ei o nouă formă de a se verifica care e nivelul cunoștinței. Iar pentru clasa 11-a, cei de la Suceava propun realizarea unui proiect în echipă de 3-4 elevi pe o anumită temă. De exemplu, la istorie, tema de anul acesta este istoria unei străzi, o temă interesantă și care poate să ne provoace în momentul în care ne apucăm de lucru pentru a o realiza. Student pentru o zi, ediția 2011, va debuta pe 19 martie cu concursul individual al absolvenților de liceu, în vreme ce pentru întrecerea pe echipe rezervată elevilor de clasa a 11-a, concurenții mai au posibilitatea să se înscrie până la data de 30 martie.